Oportunitate pentru tinerii aflați în vacanță și care sunt vorbitori de limba engleză. O organizație din Italia caută voluntari din Spania, România, Bulgaria, Croația și Grecia pentru proiectul. Equality Farm, Serviciul European de Voluntariat, programul Erasmus+. Plus. Proiectul Ferma de Capital este unul pe termen scurt, care se va derula în patru localități din Italia. Activitățile vor avea loc în perioada 1 august 28 septembrie 2017 și vor implica 5 voluntari, a informat Margareta Căpâlnean, coordonatorul Centrului Europe Direct Maramureș. Se caută tineri cu vârsta între 20 și 25 de ani care cunosc limba Engleză. Înscrierea doritorilor se face online, a mai menționat Margareta Căpâlnean. Activitățile de voluntariat sunt o carte de vizită foarte apreciată de angajatori care preferă să lucreze cu tineri ce anterior au fost implicați în astfel de proiecte.